data aceasta suntem în Suedia. Am dat curs unei invitații de-a lui Andy Arif, șofer designat pentru această expediție. Sper că se vede acolo în față. Unei invitații la pescuit de știucă pe trei locații. Una dintre ele va fi chiar la un concurs. Prima locație va fi pe Dorotea, parcă. Pe Dorotea. Apoi mergem la Catisavan, unde se va ține concurs, unde vom pescui o zi să ne antrenăm și două zile vor fi concursul. Și a treia locație, pe care nu o pot pronunța, este o locație mai deosebită din ce am înțeles, unde cică vom prinde niște știuci mari. Să vedem ce o să iasă. Așa să fie. Așa să fie, a? Cristi. Cristi încă e virgin în ale știucilor peste mine. Face-o? Și speră la o știucă peste Arif, că mi-a scăpat telefonul. Ți-a murit Pokémon-ul. Iară se juca boanță pe Pokémon Go. Nu era, mă, pe Pokémon Go. De ce minți, mă? Ascultam aici. Ah. Bună, Lipici. Să înceapă aventura. Ura, ura. Opa, bonsa. Este. Bă, Nițura, dar tu ce faci acum? Este un ceva mic. O frumusețe de biban. O sărit afară din apă după ea. Uite-o! S-a întors sub el. Aici sub barca. M-am văzut un flash care n-avea cum să fie de la Wobbler, că Wobblerul stătea pe loc. Și aici e că dai după știuși mari. Acolo uite ce prinzi. E vreo wow. E mai mică decât aia mică. Face într-un mare fel Wobblerul ăsta. Trei. Dăm și mie un patent înainte. Patent. Se desprind măcar tripla aceasta. Aoleu, și așa era să mă ia. Hai mă, liniștește-te frumos.
Hai, știi, bă. Stai să-ți dau, ține aici. Nu cred. Hai că degeaba ne uităm că e slow sinking, s-a dus, ia-l pe ăsta. Nu, că mai am unul. Am că e slow sinking. Să-mi bat piciorul. N-am văzut că s-a deschis. Învățătură de minte. Nu, vezi, m-am lăudat că am 3. Că nu mă lăudam, era bine. Ha? Da, da, să fie mai... Crezi că știu cele astea, văd toată ziua bărci și năluci. Dai-o pe camera? Da. Delfin. Și arată pe el. La sacoșă. Se cere sacoșă din cealaltă barcă. Sacoșă, da. Tibibanul, nu mă. Se cere și o poză. Cu frumusețea aceasta. Stai mai nervoasă un pic. Va fă până în... Hă? Da, da. Două pe aceeași zonă. Haide, tati. Vrei în barcă? Cred că va fi nevoie de un pic de ajutor. Asta voi avea nevoie să-mi faci o poză. Dar s-a dus de afară. Uite-o. Pare a fi mai mare boanță. A fost? A fost? Și tocmai am dat lovitura. Nu e mare. E doar mult mai mare decât alelalte ce le-am prins. Aulea. Asta are 90. Nu știu, țin ochii.
apă. Da, ce îmi dau eu seama. Panicatule, mă. Zici să ne lase că suntem la pescuit. Hai mă, lasă-ne că suntem la concurs. Te lași? Da, dar vine spre mine, frate. Marco? Cred că, nu știu, e la... Bibanul ăla, da, pare a fi marfă. E marfă, punctabilă. Suntem la frigere. Uite, vezi, iar începe vegetație. Iar începe vegetație. Bă, da, ce cuvântul. N-a fost așa tare. N-are. Asta care părea mare, n-are. Hai bai, prindem alta. Mamă, ce-i dă vântul aici. Bineînțeles că ne duce în continuare. Pește? Hai că te sun înapoi. Stai așa. Doi pești au 79 și 70 ai noștri. Gata. Deci trebuie? Afară. Hai că scot. E mai mare decât. E mai mare decât ce trebuie? Da. Așa cred. Hai, hai. Mă, sunt să... să nu cobesc. Scoate-o pe partea asta, altunde nu-s bețele, că e mai simplu. Așa mai că mă ducă în spate. Aoleu, bonță. Ai intrat? Ai intrat. E bună? Tot așa, 80. Eu zic că e bună. Mai lungă de 80. Ce scot? Da. Asta e. Tot pe ăla?
stai să lasezi și încolo, ca să ți urmărește, știi? Putea să nu mai dau jos astăzi toată ziua. Așa de mult îmi place cum merge. Asta a dat pe pauză. Dar aia a fost mai mare după vâltoarea ce a făcut. N-a fost uriașă. Ai. Uite că până la urmă am mai dat o dată. Balaur mai mic. Asta voi dori și o poză. Uite-o. Bă, frate, dar ce e aici?
plăcut și le-a plăcut la imediat acolo după baliză. Uite. Și aici îmi place. Du-te mă de aici, țac. Ăsta pe pauză mi-a dat și pac. Mi-a dat pe recreație. Este. Hai fetița. Bă, și mi-a dat? Cu ce ai prins boanță? Cu lanseta asta făcută de tine, de ce? Și cu ce nălucă? Este o nălucă. E special concepută cu ceva material de ăsta folosit în aviație, știi? E termorezistent. Variază între minus 20 și plus 60 de grade. Coada e special făcută portocale în caz că o pierzi și ești prost. S-o găsești ușor, nu s-o vadă știu cine. Înțelegi? Are două triple de astea supersonice. Deci asta doar dacă te uiți la ele te înțepi. Și ce flotabilitate? E, are gust albastru. Da, e ce da, trebuie. E o culoare floating cu gust albastru și observați această strună solubilă. După două ore de pescuit se topește. Foarte rezistent. Acolo. E de metru și... Uai, boanță, ce ai făcut aici? N-are rost. Deci te pricep la mijloc. Da, hai, tot mai bine. Hai. Așa pe lung vrei? În toate felurile astea. Dar ține-o mai în față atunci, că o să pară mică. Nu știu dacă are 1,10 m, dar 1,05 m are sutul ăsta. Așa. Uite până la... Până acolo, nu, până la... Dincoace de ăsta cu două de... Cam un deget peste matisaj. Vă salut! Expediția noastră în Suedia s-a încheiat, alături de Cox, Arif, Boanță, Cristi Albu și Fisurat. am zis să fac niște mici concluzii referitor la
nărucile cu care am pescuit, echipamentul ce l-am folosit, poate ajută pe cei care mai vin în Suedia anii următori. În general, de acasă nu plec fără truse, cel puțin două truse de spinnerbaits. Asta nu se pleacă, la știu că fără spinnerbait niciodată. Năruși cu care am prins din nou nu bine, ci foarte bine au fost niște oscilante wobbler de la Rapala, ieșite 9 anul acestea. Cu acestea am pescuit în zonele cu vegetație submersă mai adânc, unde îmi permiteau să le pescuiesc fără să aghețe foarte des vegetația. După care am folosit Rapala Super Shadow Wrap, un jerkbait apărut anul acesta, un jerkbait slow sinking, care tot așa l-am folosit în zonele cu vegetație submersă mai adânc un picuț, pentru că dacă era vegetația până în peliculă, agățat destul de des iarbă și rămânea agățată de triple, neputând să ducă la capăt lanseul. Iar nărușile cu care am prins cel mai bine la această ieșire, ținând cu căștiucile, au fost în apă de 1-3 metri. X-Rap Peto, ce au apărut tot așa anul acesta, au dat cele mai bune rezultate. Cu acestea am pescuit în special unde era vegetația aproape până în peliculă. Și de cele mai multe ori atacurile au survenit pe recuperare continuă, mai rar pe pauze. Niște atacuri violente, cum probabil ați văzut în filmările de mai devreme. Ca să închidem capitolul. Dacă vreți să luați o singură lansetă cu voi, vă recomand o lansetă care să ducă aproximativ un 14-80 de grame, pentru că veți avea nevoie de ceva cu care să puteți pescui și cu năruci mari. Eu am folosit un Fenix M1 MX78H, care duce până în 2 uncii, dar am scurtat puțin din vârf la ea, rezultând o lansetă cu care pot să pescuiesc până în 80-90 de grame. O mulinetă cu rado, cu capacitate mare, și un fir foarte gros, gen 0.20-0.30, cam așa sunt firele care vi le recomand pentru că veniți în Suedia la știu. PSD. PSD. Cine e ăsta cu glugă roșie? Cine e ăla cu glugă roșie? Stai, că acum a intrat sărăcia aia de nord. Apasă pe rec sau? Să merge. Ce faci, Robert? Joc, joace. Și aia e bere, portocalie fără alcool? Nu. I-a pus capac. Nu mai vreau pe ăsta, mă, care e coada tăiată. Lasă. Ce-am mai prins cu ea? Să mai duc și eu de la eu, zi, niște chestii. Păi mi-am luat de-astea.